Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dacă ești născută la 19 noiembrie, vrei să fii grozavă și să lași o amprentă vizibilă în lume. Bazându-te pe curajul disperat, pe determinarea fierului și pe ambițiile nemărginite, nu pierzi ocazia de a te întâlni față în față cu probleme și provocări ale sorții. Dacă ai început să te implici în vreun proiect, este imposibil să fii distrasă de la el. Răbdarea nu este inclusă în lista meritelor tale, prin urmare te implici deseori într-o luptă, fără să te preocupe consecințele. Ca lider, nu încurajezi oamenii leneși și relaxați, pentru că ești mereu în fruntea oricărei acțiuni. Lină de spirit revoluționar, ai tendința să te schimbi. Cu toate acestea, un protest obișnuit nu ți se va potrivi. Fiind reformatoare în suflet, trebuie să creezi permanent ceva nou. Ești un amestec curios de radical și conservator, anarhie și decență. Tema controlului este întotdeauna prezentă în viața ta, fie că lupți împotriva lui, fie că îl exerciți tu însăți. Semnul tău zodiacal aparține constelației Scorpion. Semnul zodiacal Scorpion este direct legat de semnele elementului apă care se disting prin următoarele calități, prudență, rezistență, fidelitate, voință puternică, mândrie. Ești condusă de războinicul Marte. Acest patron ceresc îți oferă pasiuni și energie puternice, curajoasă și activă, nu știi întotdeauna să-ți controlezi agresivitatea, ești energică și ești supusă unor emoții puternice, în special ești geloasă o minte practică și capacitatea de a acționa ți asigură succesul. Voința și onestitatea ta pot te degenera în mângrie și încăpățânare arrogantă, iar setă de activitate, într-o mișcare constantă sub influența propriilor instincte, nu întotdeauna bune. Trebuie să-ți folosești starea de spirit a intelectului pentru a înțelege pe ceilalți și a colabora cu ei. Impulsurile excentrice ar trebui să fie reținute. Curajosul Marte controlează emoțiile tale, însă, răsplătindu-te cu pasiune, ți-a oferit și o minte puternică și plină de viață. Analiza intelectuală a fiecarei situații, combinată cu o voință puternică naturală, este secretul succesului tău. Ești capabilă să-ți frânezi propria agresivitate și emoționalitate. Cinismul și aroganța, mânia și sporovăiala, toate acestea sunt doar laturile opuse ale manifestării excesive a multor calități pozitive ale tale. Influența planetelor poate fi puternică, dar tu faci alegerea finală. Guvernatorul tău astral este Pluto, care determină legătura cu transformările și procesele mentale profunde, schimbări profunde ale personalității, psihanaliză, moarte și renaștere, dar și extrasenzorial. Planeta ta în exil este Venus. Aceasta este responsabilă pentru suspiciune, precum și pentru lipsa unei sentimente de armonie în sine. Ești ambițioasă, oarecum secretoasă. Nu întotdeauna ești capabilă să-ți exprimi emoțiile. Este firesc să-ți ascunzi intențiile și sentimentele. Ești predispusă la acțiuni impulsive, nu-ți pasă de consecințele faptei tale. Natura complexă contribuie la asigurarea gloriei tale, dar ești greu de înțeles și de acceptat așa cum ești. Poți fi mereu absorbită de consolidarea sau exercitarea autorității tale, iar acest lucru se poate întâmpla în familie, grup social sau în serviciu. Ești incredibil de serioasă cu privire la probleme precum delegarea puterii și stabilirea limitelor acesteia ai adesea conflicte de severitate diferită cu cei care nu sunt de acord cu metodele tale, iar astfel de oameni aproape că nu se îndoiesc de inocența ta. Ești destul de caracteristică principiilor lui Friedrich Nietzsche, ceea ce îți permite justificarea acțiunilor tale verbal, sau cu ajutorul unor principii filozofice, care pot fi pline de orptură completă de valorile sociale de bază. Prin urmare, Trebuie să te monitorizezi cu atenție și să fii deschisă la critici din partea celorlalți. În majoritatea cazurilor, te remarci printr-o colosală încredere în sine, iar aceasta este atât puterea, cât și slăbiciuna ta în același timp. Mai devreme sau mai târziu poți deveni victima aroganței tale și riști să-ți distrugi complet viața, tentând soarta sau ignorând avertismentele sale. Crezi în puterea voinței? în special în proprietatea putere, dar trebuie să-ți amintești limitele și să ai precauție, te găsești adesea în poziția cruciaților care luptă pentru un scop bun, politicile și principiile tale sunt de obicei orientate spre sprijinirea omului comun, și asta în ciuda elitismului pronunțat al gusturilor tale, când te trebuie să împărtășești înțelepciunea și cunoștințele cu ceilalți, acțiunile tale sunt poate cele mai eficiente. În carta vieții tale, valoarea principală este adevărul și diseminarea lui. Ești bine dezvoltată fizic, ai grijă de familia ta și îți pasul cu vremurile. De regulă, ești bine informată despre cele mai recente evenimente, dar nu ar trebui să alerge după senzații și să respecti orbește toate cerințele modei este important pentru tine să practice valorile tradiționale și să influențezi pe cei dragi într-o manieră calmă, nu isterică. Abia atunci va avea impact atitudinea ta. Te distingi față de alți nativi din scorpion prin astfel de trăsături speciale, ești manipulatoare, pasionată, complexă, încrezătoare, înțeleaptă, atractivă. Te plictisești să fii într-o relație stabilă, egală. Ai nevoie constantă de emoții și experiențe noi, așa că dacă un partener nu uiți de aceste emoții, aranjezi câteva scene sau cauți un nou obiect de dragoste. Într-o relație, aștepți admirație și împlinirea incontestabilă a tuturor dorințelor tale. Ești obișnuită să fii centrul atenției, ești în continuă mișcare, te alături cu ușurință noilor companii și poți susține orice conversație. Cum afectează data de 19 noiembrie soarta ta? Ești o personalitate decisivă, cu putere de voință și autocontrol imens. În același timp, cu o natură și o bunătate foarte blândă, îți stabilești întotdeauna obiective înalte și nu să se ajuți pe ceilalți pe drumul tău. Stai mereu ferm pe picioare, ai principii și valori potrivite pentru viață. Obișnuiești să trăiești în prezent? Deți perfect informații despre ceea ce se întâmplă în jur, te poți adapta la schimbări cu ușurință. Ai zelul de a obține bunăstare financiară și respectă din partea celorlalți. Inspirați de aspirațiile tale, adepții te însoțesc pe calea aleasă. Este ușor și productiv să se lucreze cu tine. Nu lași niciodată subordonații singuri cu dificultăți și oferind totdeauna toată asistența posibilă. În familia ta, alegi un stil de comportament similar, să conduci și să ajuți. Deși gospodăriei tale nu-i place întotdeauna acest tip de custodie și încearcă să se elibereze, în mare parte acest lucru se aplică copiilor. În general, problema puterii este foarte acută pentru tine. Pentru a ocupa o poziție de conducere, depui mult efort, ulterior mai mult pentru menținerea unei poziții ocupate. Accepți doar supunerea completă, atât în sfera muncii, cât și în familie. Perfecțiunea, pentru tine este o poziție cheie, pentru tine, sunt acceptabile doar conceptele de utilitate și raționalitate. Toate principiile învechite sunt complet excluse din viața ta, distrugând tot ceea ce nu mai reprezintă valoare pentru tine, introduce în schimb inovațiile. Principiul vieții tale este înlocuirea sau îmbunătățirea vechiului cu noul, evaluarea altora nu este importantă pentru tine, ești destul de sigură pe tine, nu te îndoiești de propriile tale abilități, foarte rar vei solicita sfatul împrejurimilor tale, ceea ce însă nu te împiedică să fii foarte critică cu prietenii și gospodăria, cerând multe de la tine, nu dai nicio șansă celorlalți, dragoste și compatibilitate. În dragoste, te manifest ca un iubitor ardent, dar exigent, urmărești obiectul pasiunii tale cu râvnă neobosită, dar îți poți face timp pentru a intra într-o relație îndelungată doar când vei fi sigură că poți avea încredere în partenerul tău, probabil. Dacă ai intrat într-o uniune romantică, atunci devii credincioasă și de încredere. Perechea ideală pentru tine este unul dintre reprezentanții constelației pești. Rac sau taur, bărbatul pește este la fel de senzual, dar ușor inferior nivelului tău de conducere, îți va deveni un însoțitor fidel, capabil să stingă temperamentul tău excesiv, bărbatul rac este gata să dea mai multe decât să primească, este potrivit pentru tine, va aprecia misterul și noblețea ta, cu bărbatul taur ai o compatibilitate sexuală excelentă și opinii similare asupra familiei. Cel mai dificil lucru pentru tine va fi să construiești o relație cu reprezentanții constelațiilor Berbec, Leu și Scorpion. În oricare dintre cazuri, ca doi lideri născuți, veți lupta constant pentru putere în cuplu, ceea ce va duce mai devreme sau mai târziu la finalizarea romanului. Nimeni nu va dori să facă concesii sau să depună armele. Cu toate acestea, în aceste cazuri este posibil un roman scurt, dar viu și pasional. Bărbatul gemeni este independent și instabil, iar tu ești neobișnuită de geloasă. Cu alte cuvinte, această alianță este un adevărat amestec exploziv. Multe lucruri te pot lega de bărbatul fecioară, în primul rând caracteristici comune precum onestitatea, dorința de dreptate, simțul datoriei. O astfel de uniune se bazează pe iubirea prietenie, Sprijinul și asistența reciprocă, cu bărbatul balanță toate opțiunile existente pentru relații sunt posibile, de la prietenie la cooperare și de la ură la iubire. Uniunea cu bărbatul săgetător este pasională și furtunoasă, dar rară ori lungă și de durată. Cel mai greu lucru pentru tine este să înțelegi și să erzi dragostea lui de libertate. Într-o relație cu încăpățânatul Capricorn, există pasiune, dragoste și respect reciproc, dar nu poate fi numită liniștită. Cu bărbatul vărsător este o legătură emoțională foarte dificilă. Pe de o parte, aveți o compatibilitate sexuală excelentă, tu ai suficiente fervoare și pasiune pentru doi, dar el aduce imprevizibilitate relației voastre, ne vei putea ierta trădarea. Totul este însă posibil. Neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră, ești destinată să devii mare, reușești în domeniul tău, poți fi un muzician celebru sau cineva cunoscut în cercurile profesionale, este extrem de important să fii realizată, trebuie dezvoltate abilitățile stabilite de natură, în mod independent, nu poți face față sarcinii. Ai nevoie de ajutor și sprijin din partea celor dragi, în copilărie se poate să fi fost extrem de nesigură. Dobândești hotărâre de fier, credință în puterile și talentele tale, de regulă în tinerețe sau ca adult, apoi începe cariera ta, ești un lider prin natură, te străduiești în toate pentru a fi în fața familiei, prietenilor, colegilor. Aceste lucruri îți permite să faci rapid o carieră, ca lider. Ești corectă, dar uneori prea exigentă și strictă, nu tolerezi oamenii leneși, rebeli, muncitori bonuitori și te îndoiești de ei constant, membrii echipei tale trec printr-o selecție competitivă dură, dar, în cele din urmă, aceasta nu face decât să beneficieze pentru cauzata, ta, sănătate și boli, ești adepta unui stil de viață sănătos. Monitorizezi cu atenție dieta și îți faci timp pentru sport în ritmul tău rapid de viață. Cine altcineva mai poate fi un exemplu incontestabil, stilul tău de viață poate și trebuie să fie egal, ar trebui să te ferești de accidente, care de multe ori te așteaptă în momentul celei mai sigure încrederi în sine. Leziunile pot fi foarte grave. Capacitatea de a evalua în mod realist situația ta ajută la nivelarea vârfurilor și abisurilor emoționale și la reducerea riscului de catastrofe, rezistă violentă la introspecție și îmbunătățirea psihologică, dar mai devreme sau mai târziu trebuie să faci această introspecție, ești înclinată să mănânci ceea ce îți dorești și când vrei. Dar sănătatea ta se va îmbunătăți multă dacă acorzi mai mult atenție dietă și chiar studiezi literatură specială pe acest subiect, ești deosebită de activă prin natura ta, vei beneficia de o activitate fizică sporită, în special alergare, aerobic, tenis, badminton și unele tipuri de arte marțiale competitive. Destinul și norocul, Universul ți-a dăruit o natură hotărâtă, iubitoare de pace și de scop ești un om deosebită de bun, simpatică, vei veni întotdeauna la ajutor atunci când este necesar. Cei apropiați se pot baza pe tine, nu vor fi trădați și nu vei da greș în ochilor. Persiște în a înainta spre obiectivele propuse. Știi să interesezi oamenii din jur și să-i conduci. Poți avea succes în special în știință și politică, religie și artă. În materie de bani, ești însoțită de noroc și succes. Sfaturi pentru tine. Incontinența și agresivitatea nu sunt deloc cele mai bune calități. De ce să ți și negativul la locul de muncă și acasă? Dacă poți, de exemplu, face arte marțiale, atât corpul beneficiază, cât și sufletul este calm. Fără îndoială ești un sprijin pentru familia ta, dar nu uita că gospodăria ta are propriile idei și principii de viață dă-le mai multă libertate de a se exprima, Crede-mă, ei ți vor fi foarte recunoscători, fă o pauză cel puțin uneori pentru tine, respectând ritmul rapid al vieții, te epuizezi, petrece mai deserile cu familia sau în compania prietenilor, știi să te relaxezi, acest lucru este, de asemenea, foarte important, află prețul tăcerii, moderează-ți ardoarea, ce cadouri ți se potrivesc. Pentru tine, pe locul 2 ca importanță după sex, sunt cadourile, într-o asemenea măsură încât ți le faci în mod regulat singurică. Dar aceste lucru nu scutește pe cei dragi de nevoia de a-ți oferi cadouri pentru și fără motiv. Dar dacă ți lipsește un cadou, atunci resentimentele și reproșurile nu vor fi suficiente până la sfârșitul vieții. Nu contează că cineva se ragă pentru păcatul său cu o grămadă de cadouri, Acestea sunt alte daruri. Nu vei privi cu ochi buni niciodată un cadou fără ambalaj, iubești secretul. După ce ai primit un cadou, tu nu-l deschizi imediat. În primul rând, vrei să te bucuri de el în particular. În al doilea rând, vrei să prelungești misterul. Nimeni nu va greși dacă îți cumpără lenjerie super elegantă. Ești destul de mercantilă și preferi cadourile semnificative și dacă sunt și ele cu semnificație și sens ascuns, atunci nu există ceva mai bun. Aparținând celui mai misterios semn al zodiacului, ești foarte fericită de darul asociat cu misticismul. Energia fascinantă și inconsecvența caracterului implică nevoia de intrigă și originalitate din partea celor dragi. În caz contrar, îți pierzi pur și simplu interesul pentru ceilalți un cadou neobișnuit cu un indiciu de erotism va fi adecvat, de exemplu, lenjerie neagră din piele sau latex, îmbrăcăminte și accesorii confecționate din piele autentică, mănuși, curele, genți elegante. Atunci când ți se aleg haine, este important să ghicească dimensiunea. Cea mai bună cale de a ieși din situație ar fi un plic cu bani sau un card cadou către un magazin de încălțăminte, un butic cu haine la modă. La fel de bine un cadou poate fi un bilet pentru o sesiune ezoterică, o cutie imensă cu un set magic, o figurină de cristal, merită ca cel care oferă să aibă grijă în prealabil de ambalarea cadourilor. De exemplu, o cutie de catifea nu este suficientă pentru un colier cu perle, este mai bine să fie înfășurată în hârtie roșie și legată cu o panglică neagră, un smartphone, o tabletă este un cadou bun pentru tine. Cu condiția ca acest gadget să fie complet absent din inventarul tău sau să fie actualizat, nu este necesar să spun că trebuie să aleagă cele mai noi modele, îmbunătățite și funcționale. La prima vedere, poți părea oarecum sumbră, dar nu este așa. Ești atât de energică și de sexy, încât după ce ai primit un cadou cu adevărat uimitor, ești capabilă să-l răsplătești pe cel care dăruiește într-o manieră unică pentru el. Prin urmare, este mai bine să ți se aleagă cadouri pe teme marine sau de apă. Culoarea prezentărilor poate fi diferită, dar este mai bine să acorde preferință albastru, cian, turcoaz, violet, verde. Un inel cu acva marine sau turcoaz este un cadou minunat pentru tine. Produse de blană paltoane de blană scurte, pantofi cu garnituri de blană, diverse accesorii decorate cu blană le vei aprecia, nu vei renunța la lucrurile cu dantelă, poate fi fie o față de masă cu dantelă, fie un set de lingerie franceză scumpă. Este clar că toate recomandările sunt destul de arbitrare, cel ce dorește trebuie să se gândească la ce cadou este cel mai bine să-ți ofere, stelele doar adaugă câteva sfaturi. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.